Salutare, maniacii! Vă filmez o mizerie de aici de la sat. Picolina de săptămâna trecută insistă să fie picolinul. Are și apucături de femelă, adică care s-ar potrivi cu o femelă, și apucături de mascul. Pleacă cu bătăi de aripi, urmărește femele. Ăștia spuiuții pentru băieții de la Iași. Mă înțelesesem cu Ali să-i trimit de femelă. Da, îl nenorocesc dacă-i trimit doi mascuri. Un spanioluș cu picioare super scurte, mititel, îl vedeți, o mingiucă de porumbel, la care îi place să bagabonțească, îi place haiducia. Ați văzut cum o ia din loc? Ia, să vedem, ăla din stânga e el, celălalt e un horseman, andaluzul. El e deasupra, îl vedeți, spaniolul, vedeți care e spaniolul. Nu? Nu că e masculuș el. Un ceato de-asta de alumoșu contrafăcut. Ia uite-l cât e de mascul. Acolo stă și cheamă. Ca poziție e leit ăsta, criminalul. Ca poziția l-a cântat jos acolo. A plecat în față. Ca și ăsta. Cu diferențele respective. Uite la cum o cheamă acolo. Na, numai nu îl pot trimite de femelă. N-am cum să ți-l trimit Ali de femelă. Deși noi știm că din linia asta amândouă femeluțele au fost înșelătoare la început, adică mama lui și mătușa lui. Puteau fi foarte ușor confundate cu masculi la început. Se vor pe una, na? Mătușica. Opa! Deci asta e femeie, na? Și ea cântă. Și ea cântă la aia de lângă ea. Dai femeie. Mai nu la fel de sonor,
Precum puiul de acolo, da? Nu este pui din asta. Cred că am zis că asta e mătușica lui. Uba, uba, uba. Femeluța asta probabil va fi împerecheată cu Rocky în acest an. Așa se prindem pe amândoi, și pe criminalul și pe tinerelul. No, Ali, belea. Belea. Belea, pare rău că nu te poți servi cu ăsta drept femelă, că ar fi mers excelent cu ce trebuia să meargă. Da, o mai urmărim, mai așteptăm un pic, zic eu. Nu acum, pe clipul ăsta, zic, mai așteptăm să vedem dacă e femeie sau mascul, dar după prestația de azi m-aș duce mai mult către, mascul cu el. Un mascul mărunțel, simpatic. No. V-am salutat. Ciao, 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 maniacii.